Bună dimineața, ori și mei! Astăzi vom face încă un clip cu mâncare foarte slabă în calorii. Am vorbit cu șeful meu bucătar de aseară și am convenit să facem niște varze din asta călită, sau la cuptor, zicea că vrea să o facă, și încă o mâncărică de dragavei care este foarte, foarte slabă în calorii. Așadar, stați până la sfârșitul clipului să vedeți câte calorii consum și astăzi, să vă inspirați să vedeți foarte multe tipuri de mâncăruri care sunt foarte bune pentru dietă, care au foarte puține calorii, foarte multe vitamine, minerale fibre și bineînțeles și foarte multă proteină, ca să nu vă lipsească nimic în momentul în care vrei să slăbiți. Pentru începutul zilei o să consum o linguriță din asta de păstură, suplimentul meu Apicol numărul 1 pentru masă musculară, este foarte bună și pentru ficat și pentru stomac. Și aici avem o cafeluță naturală Jacobs. Acolo nu este Nutella, da? Iar aici avem miere de rapiță, foarte bună pentru că nu schimbă gustul cafelei, foarte sănătoase suplimentele acestea apicole, trebuie să le tratăm și să le consumăm ca pe niște suplimente, subliniez, adică o linguriță, două pe zi, da? nu trebuie să mâncăm cantități. Vă las, mă bag să-mi savuresc cafeluța și apoi coborăm să pregătim micul dejun. Stați așa că am uitat să vă arăt, aici avem niște cărți, niște o agenda și o carte, un manual, da, pentru că am început un curs de instructor de fitness și personal trainer, am avut primul weekend acum, tocmai ce am venit de la Sibiu, a fost foarte, foarte mișto, am învățat foarte multe lucruri despre sistemul osos, sistemul muscular, dacă vreți să vă povestesc mai multe, o să fac un clip special, scrieți-mi în comentarii și o să vă zic mai multe detalii despre acest curs. Ok, pentru prima masă a zilei avem ceva foarte, foarte simplu și foarte eficient, mi îmi place foarte mult să mănânc semișurile acestea, sunt două semișuri deschise, două felițe de pâine, avem 100 grame de mușchi în total și câte o de cașcaval light de la Delaco de data asta. Și pentru că nu am legume, o să mănânc cu un din asta, o sana din asta sau ce, Iaur de băut de 330 de grame și 1,5% grăsime. Are mai puțin mai multe de calorie asta decât cel de data trecută. Data trecută am luat avea 33 de calorii pe 100 de grame, asta are 41. Luați din la cu 0,1% grăsime. Acum depinde ce vreți și voi să vă luați. Și în total tot iaurtul ăsta are 135 de calorii. Da, cam asta este masa. O masă pe fugă, foarte rapidă și foarte bună din punctul meu de vedere. Nu este o masă foarte mare pentru că urmează să mă duc acum la antrenament și cam într-o oră o jumătate o să încep antrenamentul, așa că nu vreau să mănânc foarte mult, dar nici nu vreau să sar peste micul dejun. O urez poftă bună și revenim după sală să vedem ce mâncăm. S-a făcut ora 3 urșilor, am venit de la sală. Ia uite așa, pregătă și -a pregătit aici șeful meu bucătar pentru că a stat acasă astăzi, a lucrat de acasă. Și a pregătit niște varze din asta la cuptor. Super, super bună. Haideți să ne punem și noi ceva să mâncăm, pentru că mi-este foame. Au trecut vreo 4 ore de când am mâncat ultima masă, adică prima masă pe ziua de astăzi. Și asta este masa cu numărul 2. Haide să aranjăm și să vă arăt. O, ok, urșii mei, cam așa arată a doua masă pe ziua de astăzi. Avem aici niște mălai din ăsta luat de la Carrefour. În și două bucăți. Este mălai oltenesc, da? Noi mai aici și turtă de mălai sau pur și simplu mălai. Nu știu exact câte calorii are pentru că nu scrie pe pungă. E luat de la Carrefour, v-am zis. A costat 6,90 lei. Ingrediente, mălai 38%, apă, făină de grâu. Zahăr, drojdie, sare, mă rog, nu știu câte calorii are exact, dar o să mă interesez și o să afișăm aici toate caloriile. Haideți să ne punem la masă. Ia uitați, am pus și varză. Varza este super bună pentru slăbit. V-am zis să nu puneți ulei adăugat în mâncare. Puteți să o faceți și călită și la cuptor și cum vreți voi și salată de varză, da? Tot ce conține varza este foarte bun. Aici avem niște ardei iuți în oțet să punem așa peste frumos. Și după cum vedeți avem și multă cărniță de porc. Nu este chiar cea mai slabă carne, dar avem și bucăți foarte slabe, mai avem și șorici, mai avem și grăsime. Asta este, da? Vedeți? Ia uitat și bine arată și mălaiul ăsta. Era cald când am luat, călduț. Abia aștept să mănânc pentru că mi este foame. Iar noi ne revedem cu următoarea masă. A, ah, și era să uit, să o arăși pe măniuța aici, lângă mine. Ia uitați, are culcușul curat, frumos stă și adorme, se relaxează. Este ora 3 după masa, afară este foarte mișto. Bine, bate vântul cam rău, dar în rest e o vreme super bună, e soare, e, sunt 10 grade afară, deci e chiar super ok pentru sfârșitul lui ianuarie. S-a făcut ora 8 seara și este timpul pentru a treia masă pe ziua de azi Ia uitați aici, șeful meu bucătar a făcut și o mâncărică de dragavei. Este un fel de spanac cu cărniță din asta de porc, vedeți foarte multă cărniță avem aici cu ouă. Cine știe ce mai pus pe aici? Foarte multe legume, ceapă văd. Mai are așa un din asta un bulion de ardei făcut de, de ea. Aici tocmai ce a scos o tavă de la cuptor de din asta de dovleac. O să mâncăm și o bucățică ca desert. I am pus aici o porție generoasă să, să ne încălzească și o să vă arăt imediat după ce îmi pun masă cum arată a treia masă pe ziua de astăzi. Ok, uitați, mi-am pus aici în farfurie, cam așa arată. Avem o porție de 400 de grame, o porție mare, avem multă carne. Ia uitați aici câtă cărniță mi-am pus. Vedeți, este carne slabă, este de porc, afumată și foarte, foarte bună. Este preferata mea. Eu mănânc destul de rar pui sau alte tipuri de carne, pentru că porc îmi place cel mai mult. Chiar dacă are puțin mai multe calorii, dacă avem o carne în asta slabă, este foarte bună, da? Spanacul are foarte, foarte puține calorii, dar pentru că are și multă carne, pentru că are și ou, crește un pic numărul de calorii. O să-l calculez aici și o să vă arăt pe ecran. Draga vei, ăsta e exact ca și spanacul, are 22 de calorii, da? Foarte puțin. Avem și două felii de pâine, aproximativ 50 de grame, adică 125 de calorii. Astăzi șeful meu bucătar a făcut foarte multă mâncare gătită, a făcut și varză, a făcut și dragavei din asta, a mâncat foarte multe legume. Mâncăruri gătite care se fac din legume sunt extraordinar de bune, niște cărnițe slabă fără să mai punem uh, ulei sau alte surse de grăsime adăugate, untură sau alte chestii și avem uh niște mese foarte slabe în calorii și foarte gustoase, pline de proteină. Putem să mâncăm calități mari, să ne ținem de foame și bineînțeles să fim și sănătoși. Pentru că nu este vorba mai de slăbite, este vorba și de sănătate. Și de aceea vă recomand și voi să mâncați multe legume, nu contează că le mâncați așa mâncare gătită sau fierte sau la cuptor sau cum vreți voi pe grătar. Că sunt vinete, că e sparanghel, tești de fasole verde, praz, ciuperci sau tot felul de alt, alte legume. Important este să mâncați, da? Alegeți-vă câteva legume care vă plac, încercați să jonglați așa cu ele, să le preparați în diferite feluri să vă placă, adăugați și o sursă de cărniță slabă și două filțe de pâine, da, nu este nicio problemă și cu siguranță veți reuși să ajungeți într-un deficit de caloric și să slăbiți. Și bineînțeles să fiți sănătoși. Gata, vă las mă bag să mănânc, pentru că mi s-a făcut foame, au trecut 5 ore de la ultima masă, iar noi ne revedem mai la noapte cu ultima masă înainte de somn. Vă urez poftă bună tuturor! Avem aici a patra masă pe ziua de astăzi, urșii S-a făcut ora 12 noaptea. Am aprins luminile blană ca să se vadă bine. Pentru că în modul ăsta de filmare nu pot să folosesc blițul. Și avem aici ceva nou de la Dr. Utker High Protein Pudding. Ia uitați, 30 de grame de proteină. Budincă proteică. Se... nu știu ce scrie pe ea. Semlina. Semolina. Haideți să vedem și câte calorii are. Ia uite, 79 de calorii peste 100 de grame. Super, super bine. Stă mai bine decât budinca aia de ciocolată pe care obișnuiam eu să mănânc. Am zis să iau și din asta să mai variez, să mai încerc și alte produse. Nu mai mi-aduc aminte, sigur, dacă am mâncat budinca din asta în trecut. Cred că am mai mâncat, pentru că le-am notat toate variantele. Mai aveau și cu vanilie, dar cu vanilie știu că nu prea îmi place. E mai moale așa, nu e atât de tare. Aia cu vanilie are tot 40 grame de proteină. Iar asta cred că este griș cu lapte. Vedeți, are mai puține, mai puține, proteine. Are decât 30 de grame față de celelalte care au 40. Dar are și puțin, mai, și puțin mai puține calorii. 79 față de 83. Tot pe aici, pe la 330 de calorii se învârte oricum și are 400 de grame. Haideți să iau o lingură, o linguriță și să o încercăm. Să vedem ce este exact. Am elucidat misterul și mei. Este griș cu lapte. Ia uitați. Ia uitați cum arată. Vedeți? Hai să-l amestecăm, să se facem așa mai cremos, să fie mai cremos un pic. E ca un iaurt, ați văzut, când, și când ați un iaurt sau o smântână, trebuie să l amesteci, să-l omogenizezi, ca să devină mai cremos. Mai are pelicula asta așa pe deasupra. Și acum hai să gustăm. Ia să vedem și cât de grosie. e. Uh -huh. Grișulesc cu lapte. Mhm. Wow, e bun. Chiar e bun și grișul ăsta. Numai că are mai puține grame de proteină. De e bine, că mai diversific. Că dacă mănânci numai budincă din aia de ciocolată, ți se ia la un moment dat. Așa, mai diversifici. Mhm. Și mai bine. Haideți, vă las. Vreau să mănânc asta liniștit. Să mă uit ceva la un serial și să încerc să mă bag la somn. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Voi afișa aici jumărul de calorii consumate pe ziua de astăzi și câte grame de mâncare am mâncat și dacă vă interesează, de acum încolo o să vă trec și gramele de proteină. scrieți mi în comentarii dacă vă interesează și o să trecem aici pe ecranul să calculez și proteina. Pentru mine foarte important este să mănânc la fiecare masă proteina. De obicei nu stau să mă pierd în detalii, să văd dacă astăzi am mâncat 120 de grame sau 130 sau 150 de grame sau 170. Eu știu că am 4 mese pe zi la care încerc să mănânc cât mai multă proteină, să nu mi sească de la nicio masă, pentru că această proteină ne ajută să creăm masă musculară, dar v-am zis, nu sunt nu sunt panicat să stau să-mi calculez mereu proteina, dar pentru voi, special, dacă doriți, scrieți-mi în comentarii și voi calcula și gramele de proteină. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare, dacă vreți să mai postez, nu uitați să vă abonați ca să vă știu că vă place această serie. Eu mă bala somn, acum vă urez noapte bună, iar până data viitoare, numai bine. Ceau!